La școală ți se predă istoria în ani de zile, dar eu am să încerc să-ți spun povestea României și a teritoriului ăsta în aproximativ 10 minute, așa cum o știu eu. Adică o să încerc să spun cam ce ar trebui să reții pentru cultura ta generală. Teritoriul ăsta, cu care ne mândrim noi că avem și munte, și mare, și dealuri, și câmpii, se presupune că a fost locuit încă de acum 40.000 de ani de către românii preistorici. Însă povestea ceva mai clară, care nici aia nu este destul de clară, că de fapt aproape toată istoria noastră nu este destul de clară, începe în jurul anilor 2000, înainte de Cristi. Cristi fiind băiatul ăla care s-a sacrificat pentru păcatele tale. În perioada aia aici trăiau tracii, iar cei mai șmecheri dintre tracii erau dacii, care au fost uniți prima oară de un băiat pe nume Burebista, care era un mare războinic. Atunci, bine, toți erau mari războinici, că așa era trendul, la fel cum acum toți sunt traperi și vloggeri. Burebista a fost contemporan cu un alt războinic, dar el era din Imperiul Roman, adică era dintr-un alt squad și era mult mai cunoscut și îl chema Iulius Cezar, care deși pare mai metrosexual ca Burebista, pentru că avea grijă să își ia barba când ieșea la război, spre deosebire de Burebista, care era ceva mai hipster, Cezar ăsta era de fapt cel mai mare dintre războinici și vorbea foarte multă latină. Practic el asta făcea, călărea un cal, vedea un teritoriu și vorbea în latină. Cele mai cunoscute fraze ale lui Cezar ăsta, neînregistrate și nedovedite, sunt ale Iacta Est și Veni Vidi Vici, care înseamnă zarurile au fost aruncate, respectiv am venit, am văzut și am vorbit latină. Uite că-mi vezi și istoria universală cu prilejul ăsta. Cezar ăsta vrea să-l bată pe Burebista pentru că nu-i plăcea lui ce muzică asculta, dar între timp avea să fie asasinat într-un mod dramatic tocmai de prietenul său, Cezar rostind cuvintele și tu, Brutus, în timp ce murea. Asta zice Shakespeare, că a spus Cezar. E bine, și Burebista avea să fie asasinat puțin mai târziu pentru că, cum spuneam, lumea se ținea de trenduri și nu știai cum vine despot, desmond și îți ia gâtul. Apoi un alt dac, dar de data asta după ce Cristi a fost omorât pentru păcatele tale, undeva prin anul 100, pe nume Decebal, avea să fie cel mai tare dintre daci. El are o statuie făcută într-un munte pe lângă Orșova. Spoiler, poate ai crede că statuia aia e făcută de pe vremea aia, dar de fapt e acolo abia de 26 de ani. Decebal se bate cu un alt hipster de ăsta roman sau român, depinde cum pui diacriticele. Pe romanul ăsta îl cheamă Traian, cum ne cheamă pe toți, conform imnului. Se bat o dată prin 101 când romanii câștigă și Decebal acceptă niște condiții de pace. Una dintre aceste condiții îl face pe Decebal un fel de sluga Imperiului Roman, tocmai la el în țară. Decebal nu suportă să fie că nimănui, așa că încalcă condițiile noastre în 5, când Traian vine iar și îi bate pe pe Daci. Plus că îl mai și decapitează pe Decebal după aia. Morala trebuie să ai grijă când accepti termenii și condițiile. Și la fel cum Dacia a devenit parte din Renault și istoria se repetă numai că invers, așa a devenit și Dacia parte din Roma. Dar ca și în cazul mașinii, care este o versiune mult mai bună față de cea veche de când și-au băgat nasul francezii, romanii încearcă să-i civilizeze pe Daci vreo 200 de ani până când încep să plece unii dintre ei odată cu retragerea Aurelian. Dar alții rămân aici pentru că și au găsit dragostea pe Tinder în femeile dacilor și își formează familii și limba română este formată tot aici undeva pe la sfârșitul secolului 7. Acum, na, așa te învață la școală, dar povestea cu limba este mult mai complicată de atât, încât nici astăzi nu se știe exact cum a fost formată. Apoi urmează o bucată de istorie pierdută, în care vin pe aici hunii, vin pe aici avarii, vin pe slavii și ungurii. Asta este o perioadă despre care nu se știe prea mult, așa că vom sări în următorul mileniu, mileniul 1. Trei sud-est, unici. O poveste care tot nu ți se spune la școală, sau cel puțin mie nu mi s-a spus, este că înainte să se formeze Valahia, Moldova și Transilvania, aici a fost un imperiu. Imperiu pe care noi îl numim țaratul Vlaho-Bulgar, dar pe care îl găsești pe Wikipedia în engleză ca fiind Imperiul Bulgar. Imperiul ăsta a apărut pentru că populația din zona asta avea să se răscoale împotriva Imperiului Bizantin. Iar după toată povestea asta, încep să se formeze statele românești, Moldova, țara românească și Transilvania, și să apară domnitori precum Ștefan cel Mare, Vlad și Mircea cel Bătrân și niște basarabi și tot felul de oameni de ăștia pe care îi i-ai sub formă de statuie pe toate platourile importante din țară. Ăștia în mare parte au construit biserici și s-au bătut fie cu tătarii, fie cu turcii, fie cu ungurii. În timpul ăsta ba le plăteau tribut, ba nu în funcție de caracterul fiecăruia, dacă erau rebeli sau nu. Și la fel cum ține minte că am bătut noi odată pe Argentina la fotbal, așa ține minte și când îi batem pe turci sau pe unguri sau etc. Ștefan cel Mare, spre exemplu, construia biserici atunci când avea o victorie și le dădea un fel de, nu știu, primă jucătorilor, cetățenilor. Într-o emisiune în care poporul nostru a votat care sunt cei mai mari români ai tuturor timpurilor, deci ai tuturor timpurilor, Ștefan cel Mare avea să fie pe primul loc, că da, atâta putem noi să ne gândim, adică nu zic nu, da, băiatul s-a bătut, a apărat interesele țării, bravo lui, dar cam atât. Bine, în topul ăla, printre alții, era și Gigi Becali. Ăștia de care am vorbit până acum erau voievozii Moldovei și Valahiei, dar în Transilvania exista ceva, Păi da, adică Transilvania era sub influență ungară, dar acolo unul dintre regii Ungariei, ba chiar unul dintre cei mai importanți regii Ungariei a fost născut la Cluj, Matei Corvin. Are statuie și în mijlocul Clujului și are statuie și în cetatea din Budapesta. Un altul ar mai fi și Iancu de la Hunedoara, care cânta manele, da, de-aia chema așa, era în trupă cu Radu de la Afumați. În 1600, Mihai Viteazu, născut în Târgul de Floci, că de avea barba aia, reușește să unească pentru prima dată cele trei țări, pentru un an, e drept. Unirea este cam mult spus. El a stăpânit cele trei țări, dar era domn doar în țara românească. Practic a cucerit așa, fără să știe despre ce e vorba. Despre domnitorii ăștia o grămadă de filme făcute, poate într-un mod puțin exagerat, de Sergiu Nicolaescu în perioada comunistă. Un fel de filme de propagandă, de fapt naționalistă, ca să-i facă pe oameni să se simtă mândri că fac parte din Republica Socială Populară Română. După Mihai Viteazu a urmat iar o perioadă de tribut și conflicte cu otomanii. Țările române, deși aveau autonomie, trebuiau să plătească tribut fiind state vasale. Problema este că domnitorii încercau să scape de bullying otomanilor, dar ăștia au cam observat. Mai ales în timpul războiului ruso-turc, când Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, s-a aliat cu Rusia. Nu a fost o decizie foarte bună, pentru că decizia asta îl trimite pe Cantemir în exil, la ruși, iar otomanii încep să numească domnitori în Moldova. Același lucru se întâmplă și în țara românească, când otomanii au aflat că Ștefan Cantacuzino se aliase cu Habsburgii. Ce telenovelă! Așa că de la începutul anilor 1700 până la începutul anilor 1800, țările române trec printr-o perioadă de control fanariot adică sunt conduși de oameni numiți de la Constantinopol. Printre aceștia se numără și Nicolae Mavrocordat, care a jucat și la Moldova și la țara românească de două ori pentru fiecare, iar fiul său, Constantin Mavrocordat, avea să fie domn al țării românești de șase ori și de patru ori domn al Moldovei. Cum se întâmpla asta? Păi, pe scurt, cu mită pentru funcție și da, de acolo ni se trage nouă. Mavrocordat ăsta face niște reforme fiscale și dă o lege prin care a încercat eliberarea țăranilor ce erau dependenți de boieri practic, da, și noi aveam sclavi pe atunci pentru că peste tot se întâmpla asta. Dar legea asta nu a rezolvat problema țăranilor care avea să mai dureze încă 200 de ani, cam așa. Perioada fanariotă încetează odată cu Revoluția din 1821 a lui Tudor Vladimirescu, unul dintre evenimentele importante care duce spre unirea principatelor române de la 24 ianuarie 1859, când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al țării românești și al Moldovei, adică a primit premiul de popularitate în ambele țări. Iar în 1859 1866, la începutul domniei lui Carol I, apare și prima Constituție a Principatelor, unde primul articol spune că statul se numește România. Și în sfârșit am ajuns aici, pentru că de-abia de aici începem să vorbim cu adevărat despre o istorie a României. Și nu uita să dai like și subscribe, că am văzut că se face chestia asta și la mijlocul videoclipurilor, nu numai la sfârșit. Acest videoclip este sponsorizat de pagina mea de Patreon pe care poți să donezi și este sponsorizat și de butonul de subscribe și de butonul care e lângă subscribe, adică clopoțelul ăla pe care trebuie să apeși ca să vezi notificări atunci când postezi. Mai departe, 11 ani mai târziu, în 1877, ne obținem independența față de Imperiul Otoman și Carol devine rege. Asta pentru că i-am ajutat pe ruși să-i bată pe turci. Rușii nu prea vreau nici independența noastră, dar până la M-au acceptat și am făcut schimb de niște teritorii Ei ne-au dat nouă Dobrogea și Delta Dunării Ca site-ul unde să te duci la mare, la Neversea Am mai primit și insula Șerpilor Care acum este a Ucrainei Și noi le-am dat trei județe Dintre care două astăzi fac parte din Ucraina Și unul din Republica Moldova Și probabil ăsta este și motivul pentru care Noi ne învecinăm cu Ucraina aici în 1907, țăranii devin nemulțumiți, ca de obicei, pentru că deși erau liberi și aveau pământ, aceștia tot munceau pământul boierilor și tot mureau de foame. Așa că în acel an, la Flămânzi, da, așa se numește, în nordul Moldovei, acolo începe răscoala țăranilor. Situația face că, deși țăranii erau liberi, ei primiseră odată cu reforma agrară din 1864 foarte puțin pământ, și nu doar că era puțin, dar era și pământ prost. Ești prost! Așa că 1% din populație care era formată din familia regală și boieri deținea 48% din pământul cultivabil, iar restul populației se mulțumea cu cealaltă jumătate care, cum spuneam, câteodată nu era nici foarte cultivabilă. Asta pentru că țăranii nu citea cărți. Așa că țăranii trebuiau să citească cărți. Nu, trebuiau să muncească. Mai întâi pentru recolta boierilor cu condiția să primească și ei ceva din ea, dar evident nu foarte mult sau că toată se întâmpla să fie chiar deloc fiind Pur și simplu abuzați, exact ca la corporații. Și mai apoi, dacă aveau timp, își făceau și ei recolta lor pentru familiile lor. Răscoala de atunci nu a lăsat o imagine externă bună a României, ba chiar arată că, deși era un stat care se dorea a fi modern, eram ceva mai în urmă și, de asemenea, se presupune că ar fi trezit elita politică românească la realitate. Dar nu știu când a fost elita politică românească vreodată în conform cu realitatea. Totuși, în urma răscoalei aveau să se adopte alte legi prin care țăranii să fie cât de cât mulțumiți. Știți cum se spune că noi am fost pașnici, și că nu am atacat pe nimeni, și că nu am cucerit pe nimeni? Ei bine, asta s-a întâmplat pentru că, într-adevăr, nu prea aveam cu ce. Dar, înainte de primul război mondial, au avut loc războaiele balcanice, între 1912 și 1913. În primul război balcanic, Serbia, Bulgaria, Grecia și Muntenegru s-au aliat ca să-i bată pe otomani și să-i dea afară din zona balcanică, și au reușit. Ba chiar armata bulgară avea să ajungă foarte aproape de Constantinopol. Dar când a fost să se împartă teritoriile, bulgarii au devenit puțin cam nemulțumiți și au început să-și atace aliații. Așa că am intervenit noi și ne-am dus să-i batem pe bulgari. Da, noi mă, noi. Vă dați seama că nu am făcut chestia asta de capul nostru, ci am avut undă verde de la francezi și de la ruși. Ca să facem stabilitate. Ei bine, ne-am dus și am făcut stabilitate. Ba chiar pentru chestia asta am primit și cadrilaterul. Și dacă îți vine să crezi, din 400.000 de soldați români am pierdut 100 de oameni. Deci vă da seama ce luptă a fost de fapt acolo. Problema este că nu am primit doar cadrilaterul de la bulgari, ci și o epidemie de holeră, un fel de coronavirus. Mai rău. A, da, și în 1919, la sfârșitul războiului, am intrat și în Budapesta. Noi asta am făcut, ne-am bătut înainte de război și după război și am triumfat. Tot pe ideea că suntem pașnici și nu ducem războaie, dar ne-a luat valul în perioada aia. Adevărul este că armata română era destul de slabă la momentul respectiv și problema era că războiul ăsta balcanic avea să ducă la primul război mondial, pentru că Serbia, de pe urma războiului balcanic, avea să se extindă, iar Austro-Ungariei nu prea a convenit chestia asta, apoi apare iar Desmond sub înfățișarea unui sârb și îl asasinează pe moștenitorul coroanei Austro-Ungariei, Franz Ferdinand la Sarajevo. Austro-Ungaria îi dă ultimatum Serbiei și apoi începe marele război. Și repet, Armata noastră nu era cea mai răsărită din Europa, așa că din fericire am ales să rămânem neutri o perioadă. Dar eram ofertați și de o parte și de alta, adică rușii ne promiteau Transilvania, iar Austro-Ungaria ne promitea Basarabia. La 27 august 1916, după o serie de negocieri și precauții luate de ai noștri, declarăm război Austro-Ungariei și implicit intrăm în război și cu Germania și cu Turcia. Ne batem când ne batem, adică știți voi, eroii noștri de la Mărăști, Mărășești și Oituz, iar după mult război și alte negocieri despre care puteți să citiți sau să le vedeți în filmul Regina Maria, ca o paranteză. Filmul ăsta este haotic și cam projucat, uneori chiar spre penibil, dar așa ca idee, puteți să-l vedeți. Tu chiar ești în stare de orice. Da, după toate chestiile astea se realizează Marea Unire la 1 decembrie 1918, momentul în care bușește mândria noastră națională. Că atunci erau mari, bă, era România Mare. Mai știm noi unii care aveau ceva cu România Mare. Apoi urmează perioada interbelică, considerată de mulți ca fiind perioada de aur a României. Dar în afara faptului că am avut cel mai mare teritoriu pe care o să-l avem vreodată, trist pentru cei care încă visează să ne unim cu bucăți din fosta Românie Mare, adevărul este că perioada interbelică a fost una plină de crize politice, ca toată istoria noastră. Și dacă te uiți la societatea din perioada interbelică, da, într adevăr au apărut niște intelectuali, dar propasta între săraci și bogați era uriașă. Situația educației era la nivel scăzut. 1% din țărani reușeau să termine o școală superioară, ba chiar jumătate din copiii înscriși la școală nu reușeau să termine mai mult de 4 clase. Însă țăranul avea să se emancipeze cât de cât abia în a doua jumătate a perioadei interbelice. Din punct de vedere politic, scena a fost ocupată de familia regală prin Ferdinand, Mihai și Carol al II-lea și de oameni politici precum Iuliu Maniu, Ion Mihalache și Ion I.C. Brătianu adică țărăniști și liberali. În anii 20 și începutul anilor 30, acestea fiind cele două partide care s-au luptat pentru putere. De asemenea, lumea avea să treacă în 1929 printr-o mare criză economică. Însă la noi, marea criză începe în momentul în care Carol al II-lea o ia razna cu puterea și devine dictator. Atunci apar pe scenă și legionarii. Ăștia sunt mai mult cunoscuți pentru asasinate, cei mai desmonzi dintre toți oamenii care trimit îl trimit pe Desmond. Ba chiar și Zelea Codranu, șeful mișcării legionare, a fost asasinat la ordinul lui Carol al II-lea. În 1940, România pierde Basarabia și Bucovina în urma pactului Ribantov-Molotov dintre ruși și germani, iar Antonescu îl forțează pe Carol al ii să abdice și să plece din țară. Între timp, Horia Sima, noul șef al legionarilor și Antonescu preiau puterea și legionarii, cum spunea, încep să asasineze foștii dușmani politici, printre care și pe Nicolae Ior da, ăla de pe bagnota de un leu despre care vorbește Abi. Că noi nu avem bagnote de un leu, noi nu suntem săraci. Mai vine un război peste noi, mult mai nasol decât primul, pierdem teritorii, întoarcem armele și pe 23 august 1944 regele Mihai scapă de Antonescu și îl dă pe mâinile comuniștilor. Mihai rămâne fără sprijinul Marii Britanii și SUA, așa că sub influență sovietică este forțat să numească un guvern comunist condus de Petru Groza. Mihai intră apoi într-o grevă regală și refuză să mai semneze decretele guvernului comunist. În 1945 de ziua regelui avea să aibă o loc o manifestație anticomunistă prin care mulțimea și arăta simpatia față de rege și antipatia față de guvernul Groza. Dar aveau să intervină anumite grupuri muncitorești trimise de Partidul Comunist ca să potolească mulțimea. Exact cum s-a întâmplat și cu mineriadele mai târziu. Între timp, în 1947, dispare Partidul Național Țărănist, adică este interzis, ca mai apoi pe 30 decembrie, în același an, fix înainte de Revelion, Mihai, nehotărât unde să facă Revelionul, primește un bilet de la comuniști care îl rezolvă și pe el și pe care scrie abdicare. Iar în aceea zi este proclamată Republica Populară Română. Republica este condusă de Gheorghe Gheorghiu Dej într-o manieră stalinistă, apoi de Chivu Stoica și apoi de Nicolae Ceaușescu. Perioada în care românii, deși devin din ce în ce mai educați, ba chiar femeile primesc drept de vot în această perioadă, deși prima oară când au primit acest drept a fost într-o perioadă în care votul nu conta, la fel cum se întâmplă și acum, în perioada lui Carol al II-lea se întâmplase prima oară treaba asta, numai că atunci le puteau să voteze, dar puteau să voteze numai femeile care aveau peste 30 de ani și aveau educație superioară. Da, este vorba despre o perioadă, această perioadă comunistă, în care, deși pe hârtia internă părea că stăm mai bine, din exterior se vedea că am devenit o țară închisă și săracă, condusă de unul dintre cei mai teribili dictatori pe care i-a avut lumea asta. Am făcut și un videoclip despre clădirile din perioada acestor dictatori, pe care îl poți găsi aici sau la sfârșitul clipului ăstuia. Din fericire, în 89 scăpăm de Ceaușescu odată cu Revoluția din Decembrie, un subiect despre care și acum avem dubii, din nefericire însă populația nu înțelege democrația și votează ceva asemănător oarecum cu Ceaușescu și anume pe Ion Iliescu, care aduce minerii la București ca să-i bată pe protestatari, fix în stilul lui Ceaușescu sau în stilul lui Groza. România întâlnește așa un mini aer de democrație abia când este ales Emil Constantinescu în 1996, însă democrația îl cam bate pe Constantinescu ca mai apoi în 2000 românii să fie obligați să-l voteze din nou pe Iliescu în fața lui Vadim. Ca o paranteză, ăia care zic că ar fi fost mai bine cu Vadim sunt puțin mai duși ca aia care zic că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. În 2004 intrăm în NATO și din 2007 suntem cetățeni europeni. În timpul ăsta România face cunoștință cu Băsescu, care avea să fie suspendat de două ori, dar care își va duce totuși ambele mandate la final. Iohannis îl bate pe punta, urmează tragedia din colectiv, care arată încă o dată cât de slab pregătit este statul român, se instalează un guvern tehnocrat, apoi cetățenii sunt indiferenți și PSD-ul revine la putere, urmează protestele din ianuarie 2017, apoi 10 august, Dragnea este închis și Iohannis rămâne președinte Mai departe o să vedem ce se întâmplă Da, și asta a fost istoria României într-un timp foarte, foarte scurt Dar poate că am spus mai multe chestii decât ceea ce înveți la școală până în clasa 12-a câteodată Și dacă am zis ceva greșit, nu uitați să scrieți chestia asta în comentarii Și evident că am uitat despre unele subiecte Că na, totuși vorbim despre sute de ani Și da... Mersi că te-ai uitat, dacă ți-a plăcut dai like și subscribe și share. Să mai dă share, Nici nu știu dacă să mai dă share. Și până data viitoare, go go Power Rangers!